Bună seara! Înapoi la argument, ca de obicei, în primitorul Muzeu de Artă Apuseană Veche, inginer Dumitru Minovici, împreună cu François Pamphile. Domnule Pamphile, e o emisiune pentru mine specială, pentru că am să mă retrag în poziția de spectator, întrucât privind instrumentarul, n-am să spun recuzita. Sunt două, trei obiecte de decor. Dacă puneam un vas cu crizanteme, vorbeam despre botanică. Și era recuzită. Ăsta este un instrumentar la dispoziția dumneavoastră, care, pornind de la o propoziție paradoxală, aparent, pe care ați spus-o, aceea că circul ca artă absolută, circul stă la baza tuturor artelor. Da, sunt ferm convins. Mă pun la dispoziția dumneavoastră și având în mână darul pe care mi l-ați făcut înaintea emisiunii. Aveți grijă cum umblați cu el. Acest glob al lumii. Are funcții magice pe care nici eu nu le cunosc. Atunci am să-l țin cu atenție în mână. Da. Și domnule Pamphile, sunt la dispoziția dumneavoastră ca să pot înțelege ce este cu circul. E, asta este ca și cum m-ați întrebat ce este cu viața. Ce e viața? Și, restrângând un pic, ce e arta? E bine, eu vă voi spune că nu știu ce e viața și sper să nu aflu în curând, dar sunt inevitabil subiectiv. N-am cum să fiu altfel. Circul este nu arta. Circul este suma tuturor artelor. Cum vine asta, domnul Pamphile? Dacă îmi permiteți, am vrut să vă salut și ca să fiu politicos, mi-am pus ceea ce trebuie. Trebuie să ne bazăm și pe informația vizuală, nu? Ce avem aici? Păi avem un joben, nu? Descamator, clasic, clasicul joben descamator, o baghetă, bagheta magică, clasică, descamator, și niște cărți, o să vedem ce facem cu ele mai încolo. Și... și aici? Aici avem o cutie, e artizanată de mine, nu e cea clasică, din numele de prestidigitație, dar e plauzibilă, care conține ceva. Când va fi momentul, vom vedea. Așa. Și aici, dacă îmi permiteți, avem o imagine de la care aș vrea să începem discuția. Și anume, ce bine că se prăbușește șevaletul, e perfect. Ah. Foarte bine. Băieții de maneci să-și facă datorie. Ce avem aici? Aici avem un tablou pe care, fără îndoială, îl cunoașteți. Îmi permit să iau bagheta ca să arăt. Tablou celebru al marelui maestru flamand Hieronymus Bosch. Eu îl datez aproximativ 1480-85. Ca să vorbim ca avion, l'an 485. Perfect. Așa. E, ce se întâmplă aici? Tablou celebru și nu atât de
celebru pe cât ar trebui. E de Hieronymus Bosch, cum am spus. Se numește L'Escamoteur. Ce înseamnă? Scamatorul, evident. Foarte frumos cuvântul spaniol pentru asta. Escamodador. Minunat. Nu, că ăștia au violoncelul limbilor. E, și noi îl avem în limbă. E, nu, violoncelul, e vorba de sunet. Și noi ce avem în limbă? Toate instrumentele. Absolut toată paleta orchestrală. Introduc un citat dintr-un interviu pe care l-a dat lui Pavel Șușară, publicat în România Literară în 2002, în care spuneți: eu nu mă consider suprarealist, iar dacă voi fi întrebat, bine, bine, dar atunci ce te consideri? Da. Răspunsul meu este acesta. Mă consider scamator. Da. Perfect. Mă provocați la o explicație. Post factum. Pe suprarealismul ce este? Este realitate? Nu. E deasupra realității? Nu. Acest cuvânt cu supra nu prea îmi place. Dacă îmi permiteți, așa, îl inventez tante pede. Suprarealismul este un pararealism. Deci, aceasta este un pachet care, normal, conform gravitației, stă pe masă. Ce face suprarealismul, simplificând și vulgarizând, evident? Ce face suprarealismul? Adică Magritte, un om care a fost un recuziter bun al suprarealismului. Recuziter. Un recuziter. Un bun recuziter asupra. Adică René Magritte. Unul care a făcut inventarul recuzitei suprarealiste. Și care a manipulat-o în imagini nu epustuflante, pietonale, între ghilimete, dar făcând scamatoria suprarealistă. Ăsta e suprarealismul. Suprarealismul este ceea ce nu se vede, nu, ceea ce obiectele, oamenii, peisajul chiar, nu reușește să, să spun cuvântul, să performeze, deoarece e dependent. De ce e dependent? Wow! Păi e dependent în primul rând de gravitație. Esențial. Dumneavoastră, ca o înaltă, ca să spun așa, autoritate în pata fizică. Da, dacă doriți. Nu o să vă învăț eu ce e gravitația, nu? Dar... o constrângere nu, de netrecut. Dar gravitația înnebunește ființa umană. Obsesionează ființa umană. Această dependență de planul orizontal... Omul, libertatea lui, nu acceptă ușor. Ori, suprarealismul se preface că o suprimă. Iar circul se preface seară de seară că o suprimă. Deci suprimarea constrângerilor naturale reprezintă... Întru ce? Întru niște... Hai să le spunem, deși cuvântul mi se pare uriaș.
nu uriaș, aspru și poate, nu, pedepsitor, într-o suprimare a unor complexe. Evident, subconștient, unor nefericiri subconștient. De ce să nu merg pe deasupra pământului? De ce să nu bat cu piciorul în trotuar și să mă ridic 5 metri în sus? De ce, dacă mă sui pe un gard, cum a făcut un copil odată când s-a suit pe gardul atelierului meu, care mărginea o grădină, era de la o grădiniță de dincolo, și mă uitam pe geam și văd, era iarnă, și văd pe buza gardului o gâgâlice în poziție icariană. Bineînțeles, m-am oprit, v-am dat jos, am uitat, tătea liniștit. Dragul meu, ce faci? Ești de la grădin? Da! Dar ce faci tu? Aștept să zbor. Era un... Aștept să zbor. Ori, ca orice om cu glagurie, deși era tătica, a zis că pentru decolare trebuie să fie pe un punct mai înalt. Așa trebuie gândit. Cred că de asta e enorm să mă numesc, dar mă trăznesc. Am și devenit pictor și, mă rog, un om care se ocupă cu văzutele. Pentru că am așteptat să zbor tot timpul. Și v-ați suit pe un punct mai înalt. Am încercat. Nu știu. Nu știu. Și... V-ați reușit să găsiți un punct mai înalt. Haideți să ne și sentimentalizăm puțin. De ce nu? Doar avem suflet. Dar cum? Și el trebuie mângâiat pe cap. Acum mulți, mulți, mulți ani, când nu se mai putea, nu se putea absolut nimic, de niciun punct de vedere, lucrând la revista Familia, am publicat pe prima pagină... Pe care ați înființat-o. 65, 1965. Pe prima pagină... Pe prima pagină, un portret al lui Horia. Horia nu era voie. Păi cine apărea? Știm bine, nu? Mai ales pe prima pagină. Și atunci am făcut o scamatorie. Și am spus, portret de țăran român după o veche xilografie transilvan. Era Horia făcut de mine. Punct. Trec câțiva ani și având, nici nu știu cum să zic, ficul pescuitului, mă duc acolo, în munții Apuseni, ai Bihorului, iau niște păstrăvi sau, da, păstrăvi. Și acolo o ploaie nemernică. Eram cu motocicletele, țin minte. Apropo, sunt
cred că printre primii 2-3 motocicliști ai timpurilor moderne de România. Așa. Da, asta e o altă discuție. Asta ce înseamnă? Că străzile sunt pline de motocicliști. Domnule, înseamnă că în 50, când parca motocicleta, era miting în fața ei. Asta înseamnă. Și tragem la o casă, casă de mod, știți cum sunt. Tragem acolo, pune omul ce avea pe masă, niște brânză, niște pălincă, și la un moment dat dispare. Și apare cu niște consătenți. Păi ea își scot clopurile, se închină și stau în dreptuși. Noi acolo de-abia ne eram uși până la pire, să zic. Și gazda spune, nu mă, aici stai domnul care l-o tras în chip pe domnul Horea. Mereți să-i sărutați mâna cu care l-o făcut. Îmi vine să plâng și acum. Cam așa ați fost omagiat și pentru scenografia de la Nevestele Vesele din Windsor. De curând. Da, de curând. Acum, când a fost la sfârșitul octombrie, 30 octombrie, 28 octombrie. Înseamnă că ați făcut bine scamatoria. Am încercat. Toată viața mea m-am străduit. Sigur că am reușit cât praful după tobă, cum se spune cu o vorbă nu tocmai academică, cât praful după tobă. Dar și dacă atât mai rămâne, e ceva. Deci sunteți din breasla acestuia. Acestuia? Da. Și acum, haideți să vorbim un pic, nu? Deci am spus Rescamotere, Ieronimus Bășcutare. După părerea mea, eu, nu părerea, propunerea mea de lectură. Nu putem să avem păreri despre absolut. Ori arta plastică e un lucru absolut. Când e bine făcută. Sau numai când atunci. Când nu e bine făcută, nu, nu e. Așa. Așa, ce avem aici? Avem un lucru extraordinar, care ne va, sper, deschide un pic discuția în direcția pe care ne-am propus. Se numește Lescamotor, scamator. Foarte bine. Aici este scamatorul. Este un om, atenție, nu tocmai tânăr. Trebuie o anume experiență. Are o maliție în ochi, proprie lucrurilor care vor succeda. Așa. Ce mai are dumnealui? Are la brâu un coș cu o buvniță. Nu se știe la ce va fi întrebuițată, dar în vremea aceea, animalele astea, cu simbolica lor, sfârșit. Știți mai bine că are și un asistent. Un cățel, care e evident un cățel de circ, tuns, are cagulă. Este îmbrăcat ca un cavaler medieval și are, evident, o curea cu zurgălăi. Ca să-și audă. În primul plan e un cer care e superb, metafizic, face
marcarea orizontalului față de vertical și o masă stranie. Evident, în epocă care pe mine mă șarmează prin greșeala de perspectivă. Dar e mai bine așa. Ce avem pe masă? Păi avem pe masă un pahar, un alt pahar, o bilă și aici probabil dedesubt o bilă. Asta aici, e, da? Asta e pentru alba neagră. Exact. Este alba neagră de la 1485. Că nu s-a schimbat nimic. Difericire. Nu, sau în zona asta, difericire. Așa. Încă două bire, o baghetă, ca și aceasta. Și bineînțeles, încă un animăluș, cum spun... O broscuță, nu? O broască. Cum spun prietenele noastre culturale de la televizor, animăluș. Bine, broasca asta e clar că e în legătură cu dumnealui. Că se uită țintă în ochii dumnealui, e un fel de asistent. Și conul în două culori? Numai o secundă. Conul în două culori, dar are voșaze, că e un hexagon. Așa. Da? Este o pălărie care mai disimulează obiecte de felul ăsta, ridicând-o și punând-o asupra. Deocamdată e neîntrebuințat. Un pahar, alt pahar, bila. Perfect, asistenta care se uită în ochi. Și acum aici. Bine. Dumnealui e arta, care încearcă să arate ceea ce nu există. Pe asta face arta. Arată ceea ce nu există. Mai bine zis, să pună pe alții în prezența al... A ceea ce nu există mai sau departe. Ceea ce nu se vede? Da, și n-are nicio importanță. Mai departe. E important totuși. Este. Extrem. Și numai secundă mă lungesc, dar o să încerc să mă strâng. Artistul și lumea. Aici e lumea. E, acum să vedem noi tot trucul ăsta. Mica scamatorie care se întâmplă aici. Cum e recepționat? Micul miracol. Minusculul miracol. E, uite cum e recepționat. Aici avem un copil care are jucăria aia care se întoarce la vânt, care este amuzat de uimirea acestui gagafiat care își închipuie că dacă se curbează așa și se uită mai de aproape, va înțelege ceva. De unde? Evident că nu. Dar el îl și pedepsește pentru că din gura ăsteia mai iese o broscuță. Așa. Iese o broscuță? Da, sigur că da, e reproducerea e proastă. Da. Știu eu asta, dar la alte reproducere. Între timp, miopul care își ridică nasul cu ochelare pentru a vedea mai bine are grijă de treaba lui. Subtilizarea pungii. Îi fură punga. Bineînțeles. Juna primă de o frumusețe tâmpă și inexpresivă, nu?
se preface că se uită la eveniment, dar pozează. Primește omagiul? Nu. Nu, pozează. Ea nu există decât prin simplă prezență. Da, uitați-vă la mine. Așa. Mai departe. Acesta este cel care îi face curte, evident, și care o șarmează persuadând-o cu explicații. Așa. Acesta, care are niște ochi foarte răi și o privire care spune, las că știu eu ce știu, e într-un milieu move. Și sigur cândva a fost colegul ăsta. Măicuța pedepsitoare, profund pedepsitor, dezaprobă ce se întâmplă, credincioasă, acră ca o lămâie veche, nu? Se uită cu, zicea, bine, diavolisme, diavolisme. Asta este cretinul perfect care se uită în gol. Da. Există. Aici este o cocoană burgheză, să spune, era evul mediu, și atunci era o burgheză, da, care a fost scoasă în oraș de bogatul ei soț și care trebuie să se poarte covincios precum rangul, averea. Are ochii coborâți, nu-și permite să privească. Iar soțul îi spune, ai văzut unde te-am adus? O ține cu 17 inele, câte le are pe mână, așa, de braț, și se amuză în rubi conditatea lui, ce făcut un cuvânt așa, dă tâmpit-o dă prin plan. Lumea și asta. Închei printr-o întrebare. Poate să facă așa ceva, o astfel de dezbrăcare de caractere? E, uite că poate. Ăsta e scamatorul, asta e lumea. Este artistul. Eu nu fac deosebire între scamator, pictor, sculptor și ce doriți dumneavoastră. Este artistul care oferă o altă realitate. Cu obstinență, cu obstinență și cu o încredere în forța lui, încât pictează, nu? Pe ce vreți mai mare, firește, poate termenul nu-i tocmai bun, ce vreți mai mare impertinență decât pictura? De ce e impertinentă? Păi, pentru că își asumă 3 kilometri înapoi de spațiu într-un plan.
Asta este, asta e o scamatorie, domnule. Nu mai vorbim de sculptură, mai. Este... Cum, domnule? Dar... Toate... Cum într-un plan? Păi, dar realitatea nu e în plan. Cine îți dă puterea reducerii? Geniu, știința, etc. Dar asumarea reducerii, mergând până într-acolo, încât să-ți fii, cum foarte bine ați spus într-o emisiune, asta nu e peisaj. Tabloul meu e peisaj. Dar aici simt că ați folosit două definiții ale artei. Coerența mea, având în vedere că discuția este prin definiție, de ne... cum să spun, împărțit în capitole și trebuie să fie săltăreață inevitabil. Vreau să vă duc la scamatorie. Da, vă rog. Apropo de asta, pot să vă spun ce a spus Victor Brauner lui Eugen Ionescu. Vă rog. Deci, ambii doi au fost prieteni cu tatăl meu și se întâmpla la Paris și episodul și tata l-a dus pe Eugen Ionescu la spital, la Brauner, care avea un cancer în sfârșit, de care s-a și prăpădit. Și Eugen Ionescu, întâmplător, în ziua aceea, în pură întâmplare, avea un costum de velur verde oliv. Intră în camera acolo, bă, se cunoșteau, evident, dinainte, și zicea, a, Victor, a, Eugen. Și Victor Brauner, de patru lui, de spital, zice, bine, măi, Eugenie, mă, se poate, măi, am crezut că ești un artist. Deci, și ce, nu sunt? E bine, mă, dar să tragi cu arma în păsări. Ești vânător. Gândire ingenuă. Nu se prefăcea. Așa gândea și de asta a fost pictura lui Cecei. O scamatorie a artei, într-un înțeles pe care l-ați folosit, este acela că reduce 3 km de peisaj la două dimensiuni. Da. Dar un altul este că face vizibil ceea ce nu există. Unul dintre altele. Că face vizibil ceea ce nu există, face ceea ce există să fie văzut în cu totul alt fel și în sfârșit face ca unele elemente din existent să fie ignorate. De ce face scamatorul lucrul ăla? Pentru divertisment? Ca să câștige un ban? Sau ca să demonstreze nătângului un tip de superioritate? Vreți să vă răspund printr-o jumătate de glumă, că nu e tocmai glumă. Pentru că nu s-a priceput la altceva. Sau, prin aceeași jumătate de glumă, pentru că la asta s-a priceput mult mai bine decât la a face chiftele. Atunci nu-i mare scofală, nu? Aparent. Care-i scofala? Păi scofala este că o faci. Și poate să fie
poate să fie sau poate să nu fie. Este superbia, zic așa, trufia, zic, ortodoxii, pe care ți-o asumi. Eu pot să fac ce nu există, să te văd. Au spus mulți, foarte mulți, în afară de Nea Costache Brâncuș. El, pe aici, pe acolo, a izbutit. La mari artiști este o scamatorie diferită sau e la toți aceeași? Absolut diferită. Absolut diferită pentru că vulgarizez numerele, numărul, cum se spune în circ, are un număr de. Nu se pot calchia. Fiecare are un număr atât de personal, unic și irepetabil, încât. Nu se poate. Nu puteți, scamatoria, iarăși între ghirimete, lui Braque, nu seamănă cu scamatoria lui Picasso, cu biște amândoi. Și, dacă îmi permiteți, n-are nicio importanță, eu țin cu Braque. Cum? Mă privește, deci asta e subiectul unei alte discuții. Nu se poate așa ceva. De ce ați adus? Ca să vă arăt niște imagini. Aceste instrumente? Da, câteva, cât s-o putea, pe care prefer să încerc să le comentez din același punct de vedere. Pentru că noi aici n-am vorbit, după cum ați văzut, despre circ. Nu. Am pretextat-o cu circul. Am dat în coală. Am pretextat-o cu circul, dar, de fapt, sper că ne-a reușit. O să vedem.